Ne bucurăm să fim din nou împreună în acest loc, alături de doctorul Horst. Este un privilegiu că l-avem în mijlocul nostru și ne bucurăm să fim și în seara aceasta împreună cu toții. Să știți că sunt mai mulți cu noi decât se vede, pentru că în fiecare seară se transmite pe internet tot ce se întâmplă aici și sunt foarte mulți oameni care urmăresc prezentările acestea. Și aș dori ca în mod special și lor să le spună în seara aceasta un bun venit și ne bucurăm să îi știm că sunt alături de noi dincolo de ecrane. Așa cum obișnuim, vă invit din nou să ne ridicăm pentru a ne închina lui Dumnezeu înaintea începerii programului. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, îți mulțumim pentru vremea de afară, îți mulțumim pentru viață, pentru sănătate, pentru hrană, pentru grija pe care ne-o oferi. Îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să ajungem cu bine în locul acesta. Îți mulțumim pentru prezentările din fiecare seară. Îți mulțumim și pentru seara aceasta că Tu ai ceva special pentru noi. Vrem ca să fim atenți, ajută-ne să fim atenți. Ajută-ne ca să înțelegem ceea ce auzim. Binecuvântează în mod special pe doctorul Horst și fă, Doamne, ca să fim cu toții câștigați. Îți aducem ție de asemenea cazul celor care suferă, care sunt bolnavi. Te rugăm să-i binecuvântezi, să-i ajuți, Doamne, ca să sporească sănătatea lor și să faci Tu ca toate lucrurile să te preamărească pe tine de acum și până în veci, prin Domnul Iisus. Amin. Vă doresc un timp plăcut și în seara aceasta. Bună seara! Mă bucur că a venit a cincea, a șasea seară. A șasea seară. Și cu seara aceasta mai avem încă patru prezentări pe care sper să fie un pic mai practice decât cele de până acum. Dar pentru ca să ajungem la practică trebuie să înțelegem procedeul așa încât să putem să și știm de ce să facem ce să facem. Am plecat de la punctul să vedem pe om și să-l înțelegem. Am văzut că omul este compus din două părți, una fizică pe care o vedem și una spirituală pe care nu o vedem, dar ea este aceea care mișcă întregul fizic, adică Duhul nostru. Și am ajuns acolo să vedem că aceste două părți, trupul și cu Duhul, se întâlnesc într-un loc în care Duhul dă impulsul și comanda vieții. Și dând comanda pentru trup, el poate să o facă numai prin două feluri de analiză. El trebuie să evalueze dacă un eveniment este un câștig sau este o pierdere, sau hai să zicem nici câștig, nici pierdere. Deci înainte ca el să ia o decizie, în milisecunde, Duhul analizează și spune aceasta mi este câștig sau pierdere și depinde cum el le pune, are un da pentru câștig și un nu pentru pierdere. Acest da și acest nu este absolut. Nimeni nu poate să schimbe acest lucru, așa suntem făcuți să funcționăm. Iar acum ajungem la fundul, să zicem așa, rădăcina omului, să vedem că la rădăcina tuturor lucrurilor care funcționează sunt doar două funcții. Una de a lua și una de a da. Totul se reduce la lua și la da. Și veți vedea, când o să mai mergem un pic mai înainte, într-adevăr,
În viața aceasta, toate funcțiile, indiferent care sunt, pe plan de plantă, pe plan animal, tot ceea ce există pe pământul acesta, în care funcționează, funcționează doar cu sau prin două funcții. Vreau să aduc aici, să arăt că aceasta este pământul. Și aici este, am putea spune, sistemul ecologic. Eu îl numesc legea vieții. Și legea vieții are ca funcție numai două lucruri. Haideți să vedem care este prima funcție și care este a doua funcție. Dacă avem o sămânță și o punem în pământ, care este primul act pe care sămânța trebuie să-l facă? Să ia sau să dea? Da? Deci, iau, dar de ce sămânța își ia nutrimentul? Pentru ca să producă un produs, nu? Și cei care știu folosesc roșia mereu ca exemplu. Planta, de ce produce roșii? Care e scopul produsului de roșii? Acum, noi am putea spune ca să dea sămânță. Atunci planta ar trăi pentru cine? Pentru ea. Și pentru că noi, o să vedeți, ca oameni trăim pentru noi, noi credem că și plantele fac la fel. De aceea interpretăm natura printr-un ochi greșit. Însă, haideți să punem întrebarea, roșia cât poate să înceapă să facă cu roșia ei ceva? Nucul ce poate să facă cu nucii lui? Deci, ei le dau. În natură, să știți, dacă ei nu le-ar da, am putea trăi noi? Nu, viața n-ar fi posibilă dacă nu cineva ne dă și ne pune la dispoziție ceea ce noi putem să luăm. Nu? Noi mâncăm roșia, mâncăm mărul, dar de ce îl mâncăm? Câtă parte din măr intră noi și cât rămâne în afară și cât îl dăm la altul? Știți? Deci și noi luăm mărul, dar în noi, în intestinul nostru, sunt ființe care le place ceea ce în stomacul nostru a fost decompus, dar n-a fost potrivit trupului nostru, n-a fost luat în trup, ci merge mai departe și în intestin acele bacterii sunt foarte bucuroase să ia acele lucruri și ei sau ele sau cum o fi, le transformă și dau vitamine sau alte produse pe care unele sunt resorbite în intestinul gros, vitamina B12, de exemplu, bacteriile ne fac o favoare dacă îi hrănim bine cu roșii și atunci noi luăm asta, dar foarte mult din ceea ce ei dau iese afară, pământul le ia și le dă cui? Le dă roșiei. Deci sistemul ecologic este un cerc absolut de dependență în care fiecare specie lucrează pentru întreținerea celelalte specii. Altfel viața, după legile date, n-ar fi posibilă. Nimeni nu are energia în sine ca să trăiască din sine, de aceea fiecare ca să trăiască trebuie să ia întâi. Și viața, practic, este iau ca să dau, e viața. Pentru că roșia cât timp trăiește? Până când și-a făcut?
Datoria să dea. Un pom lucrează un an întreg pentru ca să dea ceva. Și în timpul acesta, cât credeți că interacționează cu un pom? Câte insecte sunt, câte albine, câte lucruri se fac dintr-un ciclu pe un an, din toate aceste cercuri care sunt absolut interdependente una de alta. Dar dacă fiecare ar trăi pentru el, n-ar produce ceva pentru celălalt. Să știți că pe plan fizic, indiferent ce interpretăm noi, toată viața e doar posibilă prin aceste două funcții. Iau de undeva și dau în altă parte. Și puteți vedea peste tot și computerul ce face. Și mașina ce face. Principiul acesta de funcționare este absolut neschimbabil. Întâi trebuie să iau, ca apoi să dau. Uitați, în trupul nostru, fiecare organ este dependent de celălalt organ. Și fiecare lucrează pentru celălalt. Inima, când bate, nu își produce oxigen, nu se hrănește, numai când nu bate. Când este în diastolă și se umple ca să ia, atunci ia și pentru ea, dar când pompează, nu intră oxigen în mușchiul inimii, pentru că n-are cum, pentru că toată forța o depune ca să arunce acel sânge în restul trupului ca să fie oxigenat și hrănit. Ficatul nu lucrează pentru el, tiroida nu își produce hormonul pentru sine, ci îl produce pentru celălalt, pancreasul nu produce nu numai insulina, dar și enzimele digestive pentru sine, ci pentru... Și știți ce se întâmplă dacă pancreasul are și se întâmplă ca enzimele digestive să rămână în el? Se strică. Da? La o infecție. De aceea este important să înțelegem. Legea vieții e simplă și se conclude în două funcții. Iau ca să dau. Trăiesc pentru viața celuilalt. Și celălalt trăiește pentru viața mea. Așa noi, pe plan fizic, suntem pe deplin în acord cu natura. Noi oxigenul de unde luăm? Din atmosferă, din aer. Cine îl pune în aer acolo? Cine îl face așa încât noi să-l putem inspira? Plantele, pomii, prin intermediul soarelui. Și, da, este un întreg, da, lanț de reacții care fac posibil ca noi să putem avea oxigen inspirabil. Că există destul acolo, dar nu inspirabil. Și atunci noi inspirăm oxigenul, ce dăm afară? Bioxid de carbon. E cineva dependent de bioxid de carbon? Absolut. Da? Deci, vedeți, plantele n-ar trăi fără animale și animalele n-ar trăi fără plante. Dacă toate animalele ar muri pe pământul acesta, niciun pom n-ar rămâne. Noi așa credem că pomii ar trăi fără plante, ar trăi fără animale. Nu-i se poate. Sistemul ecologic, dacă într-o singură verigă puternic, adică absolut necesară, se duce întreaga viață, este eliminată pe pământ. Pentru că totul este un lanț de dependențe. Dar lanțul este foarte frumos. Fiecare ia întâi și dă. Deci noi luăm din aer și dăm înapoi în aer. Din aer își ia pomul bioxidul de carbon și îl transformă în oxigen liber. La fel cu băutul. De unde luăm apa? O luăm din natură și ce dăm înapoi? Urina, nu? Sau... Și ea este necesară acolo. Mâncăm, ce dăm în afară?
Da? Deci suntem în deacord pe plan fizic, toate lucrurile funcționează după această lege foarte simplă, fundamentală, funcțională, doar într-o singură direcție. Și acum ne uităm la singurul de acest pământ, Duhul omului, cum crede el că funcționează. El crede că funcționează, că dau ca să iau. Spuneți-mi, dacă cineva dă ca să ia, pentru cine trăiește? Dacă dau ca să iau, care e scopul meu? Dacă dau și ținta este să iau, pentru cine trăiesc? Doar pentru mine. Să știți că singurul punct în această întreagă lume, pe acest pământ, este doar Duhul omului care este împotriva legii. El nu merge conform legilor naturii. E de aceea o mirare că omul se distruge singur? Omul întâi moare și după aia moară și natura. Nimeni nu strică natura aceasta decât omul. Nimeni nu are acțiunea care crede el, eu trăiesc, îți dau, îți ofer toată viața. Dar care e scopul meu? Nu ca să trăiești tu, ci ca să iau. E inversul legii. Și vom vedea că aceasta este o iluzie sau este adevărul. Poate Duhul omului să dea întâi sau nu poate să dea întâi, trebuie să fi luat întâi. Și vreau să vă pun să vă dovedesc că și Duhul omului, deși el crede că dau ca să primesc, deși el așa acționează, e doar o minciună și se minte pe sine însuși și nu vede că el întâi ia și poate să dea numai ceea ce a luat. Înțelegeți unde este eroarea erorilor? Că noi credem că funcționăm după un principiu, dăm ca să primim, noi investim, dar nu înțelegem că în momentul când noi dăm, de mult am și luat. De aceea e greu ca să explic acest lucru, deși vedeți că sunt doar două funcții care sunt acolo și una este cea corectă și cealaltă cea întoarsă, falsă. Deci, cum am aflat în cabinet că Duhul omului nu poate să dea înainte ca să ia? Că și el funcționează după aceeași lege, dar nu este conștient că funcționează după acea lege și nu știe de unde ia ca să dea. Că și el este doar sub aceeași lege, dar pentru că e Duh, el poate să fie eronat și nu poate să-și dea seama că se înșeală. Acest lucru am observat pe baza bolii. Boala mi-a dovedit că Duhul ia întâi, înainte ca să dea. Pentru că să știți, când Duhul ia, el se hrănește pe sine. Am văzut aceasta, dar poate o mai fac într-o dată schema. Deci Duhul sau psihicul omului trebuie să ia întâi și când ia, el se hrănește pe sine, iar când dă, când dau, el hrănește trupul. Cum putem verifica ce face Duhul? După ce dă.
Nu? Că de luat nu putem vedea procesul. Dar aici în trup eu pot să văd, pentru că Duhul nu poate să dea decât ceea ce a luat. Și atunci pot să văd de unde a luat și și-a distrus trupul. Și la copil am văzut acest lucru de prima dată. De ce se îmbolnăvește un copil? Se îmbolnăvește? Care e cauza bolilor copiilor? Mai ales acelor boli, dar și răceala și cursul nasului tot timpul, care copiile au, să știți că este o problemă de luat și de dat. Copilul funcționează, haidea să începem din burta mamei. Cine îl hrănește pe copil în mamă? Mama sau el singur? Vedeți? Ce e adevărat? Nu îl face nici Dumnezeu, nu hrănește. Cine hrănește pe copil în pântecele mamei? El singur. El ia tot ce trece prin sângele mamei și trece acea placenta. Ok? Tot ce trece prin placentă, copilul n-are încotro, el trebuie să ia. Dacă mama a băut o țuigă, ia și el și începe să cânte. Nu? În burta mamei. N-are săracul încotro. Sau are? N-are. Dar cine se îmbată? El se îmbată. Pentru că el trebuie să ia. Da? N-are încotro. Tot ce trece pe acolo, el ia. Nu este acțiunea mamei. Acțiunea mamei că ea bea. Dar să știți că copilul în pântecele mamei, el are acțiunea, ambele acțiuni, de a lua și de a da. Nu o face mama pentru el. Pentru că viața n-a fost făcută ca altcineva să poată să ia pentru tine și să dea pentru tine. Astea sunt doar funcțiile fiecărui individ în parte. Și e făcut bine așa. Dar Duhul copilului în pântecele mamei, de unde ia? Cine îl hrănește? Cum? Se hrănește el sau îl hrănește mama? Copila noastră, când a fost gravidă, ne mai trimitea din când în când pe WhatsApp, știți că se poate transmite la toți când copilul se mișca în burtă. Și primeam din zi în zi câte un filmuleț ca să știe toți. Nu? Și apoi când sughița, făcea și film când sughița săracul. Și îl trimitea, zice, uite, are sughiț. Acum, de ce sughiță copilul în burta mamei? S-a necat probabil săracul, nu? Că el este într-un lichid întreg. Are cum să se înece. Sughițul este o transmitere pur și simplu nervoasă pe care copilul o ia și zic, i-am zis fiicei, zic, trebuie să fii mai liniștită că săracul copil sughiță din cauza ta. Tu ești nervoasă și el... Da? Pentru că e legat de mamă. Nu e de transmis, e de preluat. Să știți că copilul în pântecele mamei cât simte ce simte mama. Totul ce zice, ce gândește mama, felul ei de a fi, copilul percepe orice lucru ce în mama se întâmplă. Și n-are încotro. Când mama e supărată,
El ștrampilează sau eu știu ce face. Și își arată reacția că trăiește pentru că Duhul Său ia și dă mai departe ceea ce nu este potrivit nevoii sale. Acum copilul se naște, se taie coarda. Cine hrănește copilul? Mama sau copilul singur? Cine înghite? Cine suge? Oh, copilul ia. Mama doar pune la dispoziție. Ok? Deci trebuie să ne dăm seama că cel care acțiunea hrănirii este a copilului. Cine respiră? Mama? O, respiră mama. Respiră copilul pentru sine. Deci, cum e pe plan psihic? Ce face Duhul copilului acum, când e în afara mamei? După cine se ține? Că el nu e conștient. Am fost odată, stăteam în primul rând la biserică și o pereche a avut un bebeluș. Și după 2 săptămâni au fost acolo în față ca pastorul să se roage pentru copilul acela să-l binecuvinteze. Și am stat acolo pe primul rând și deodată și s-a dus în față părinții cu copilul în brațe, mama ținea copilul și tot era în ordine și deodată copilul începe să plângă. Strigă. Și eu mi-am pus întrebarea, zic, de ce plânge copilul? Că până când n-au mers în față și până când n-au trecut câteva minute, el n-a plâns. Oare l-o fi văzut pe pastor și s-o fi speriat? O fi zis, ăsta e inamicul. Și, de ce plânge? Știți de ce? A cui inimă bate în tensiune și emoție? Și copilul ce face? Simte bătaia inimii mamei și cine reacționează? El, pentru că știe când bate inima mamei cum este. Pericol sau... Că până când s-a rugat și a tot strigat. Cum s-au îndepărtat? A încetat. Să știți, copiii cunosc pe mama lor de la distanță. Consiliam odată o mamă și eram într-o cameră de copii, cum este acolo în spate, și când mama lui, copilul era în sala aici, nu putea să audă că era totul bine închis, dar când mama lui a început să plângă, copilul se întoarce să vadă ce se întâmplă cu mama. Relația între mamă-copil sau copil și mamă este una unde Duhul copilului ia, cu discernământ sau fără discernământ? Fără discernământ, indiferent ce este în jurul său, pe plan fizic, când începe el să umble, el cât bagă în gură? Tot ce găsește. Dacă este de găină, ia găinațul. Dacă e aia, el nu ia seama. Da? Știu când sora noastră era mică, mânca din cărămidă, dar mai aveam și găini și cred că am mai și gustat de acolo. Și noi vedeam, răi eram. Și pentru că copilul, nu? Și Duhul copilului e mai rău ca gura copilului. E ca o sugativă, ca un aspirator. Și tot ce vede, dar ceea ce îl face pe el să se simtă bine sau nu, e ceea ce el preia, pentru că la început el nu cunoaște pe nimeni decât mama sa. De aceea orientarea copilului este mereu după mama lui. Și acum noi n-am crescut copii mici, că n-am avut această favoare. Am crescut 6 copii, dar cea mai mică atunci avea
7 ani și cel mai mare avea 17. Erau 4 băieți și 2 fete, toți dintr-o familie. Părinții s-au separat și au lăsat copiii singuri și nu au avut favoarea să-i creștem. Dar acum 3 ani, ajutoarea mea la cabinet a avut un copil. Și a stat un an acasă, cum e anul matern, și după aceea a vrut să vină înapoi la lucru. Și eu, știind aceste lucruri, și-am spus, stai acasă cu copilul și creșteți copilul și așa. Dar ce să spui, tânără nu zice că n-avem, trebuie să cumpărăm casă și avem de gând și trebuie să lucrez. Și eram obligat după lege să o primesc înapoi. Și atunci m-am gândit și am zis, ok, voi vreți să veniți neapărat la lucru, dar cu o condiție, să aduceți și copilul. Și așa am făcut. Am zis, aduceți copilul, eu lucrez ca medic la mine în cabinet, nu este așa de mare flux, eu sunt mai mult consilier, îmi iau timp câte o oră jumate cu un pacient, așa că în timpul ăla ea poate să stea și de copil. Și așa am avut ocazia, 2 ani jumate, să cresc și eu un copil. Și să știți că am fost foarte atent. Și pot să vă spun că copilul era o dulceață la început. Adică, pentru că mama lui era acasă, totul era plăcut. Dar la cabinet, mama mai trebuie să facă și altele, numai să stea cu el. Și când ea trebuia să lucreze, lua și îl băga în pătuț. Și lui convenea asta? Nu. Dar nu putea să iasă încă din pătuț. Ce face când este el în pătuț? Nu plânge, ăsta nu plângea, dar chiuia și striga, zice, și camera lui era lângă camera mea de consultații. Și am o ușă care o deschid și zic, stai cu minte că vine imediat mama ta. Închid ușa, mai tare. Da? Cât timp mă uitam la el, stătea cu minte. Cum ușa era încuiată? Și știți când se oprea? Când venea mama sa. Sau când aveam eu ușa deschisă. Dar cum să lucrez cu ușa deschisă? La cabinet, copilul a învățat să umble. La cabinet, a învățat să sară din pătuț. A fost o zi când a sărit, am zis, gata, am terminat, nu mai putem pune în pătuț, nu mai putem lucra. Nimic nu mai e sigur în cabinetul ăsta. A venit o zi când a putut să deschidă ușile. A venit o zi când a început să cațere. Nu? Le place la băieți. Poate și la fete, dar ăsta cățăresc. Să cațere dacă poate, cât se poate de sus. Nimic nu era sigur. Perdele a trebuit să le legăm sus de tot ca să nu ajung la ele. Pentru că era copil și trebuia să se informeze. Duhul lui era plin de energie și de curiozitate. Și nu putea să ții. Mi-a scricat de 2 ore un endoscop, pentru că vrea și el să se uite, nu? Trage de alea. A asistat la prima operație în viața lui, că nu puteam să-l ținem nicăieri și l-a ținut pacienta, mama, adică soția pacientului, îl ținea pe el, ajutoarea mea m-a ajutat și noi scoteam polipii din nasul omului și el a stat și a învățat medicină. Și el era fantastic. Cum să zic? El căuta tot timpul să fie ocupat. Nu puteam scăpa de el. Cel mai bine era când dormea. Că în sfârșit avem liniște. Putem să lucrăm. Avea o pasiune și încă o are să mănânce. Da? Mama sa, de când a venit la un an, el mânca singur. Îi punea acolo banana și el o termina în câteva clipe, banana era dusă.
banane ai, plăcea lui tare. Și stăteam și eu la masă cu el, zic că în timpul ăsta mai putea să lucreze ceva, dar nu stătea decât 2, 3, 5 minute, zice, că nu mai putea să vorbească, el vorbea tot timpul, dar nu înțelegea nimic. Se dă jos din scaunul lui de la masă, că la început nu se putea da jos, dar când a învățat să se dea jos și se cațe sus, noroc bun. Spunea lui, stai acolo, nu. El striga, ieșea afară, se ducea să-și caute pe mama sa. Doare de ce? Că o iubea? Sigur că o iubea. Dar el avea o nevoie de a lua. Eu, după copilul ăsta, puteam să văd cum îi merge mamei ei. Când el era răcit și răcea destul de des, zic, ce ai? A, ne-am mutat la casă și a fost stres. A? Și după aceea, urechile erau mereu înfundate cu mucus în spatele timpanului. Dar bine că observam și el nu prea făcea mult și mama sa era mai lejeră așa și nu trebuia să-l tratăm prea mult, că după 4-5 luni trecea, dar după aia iar venea. Dar lui îi plăcea să mă uit la el în ureche. A? Când vrea să scape de mama sa, ce? Oh, se urca pe scaun și da, să mă uit. Dar nu numai să mă uit, trebuia să-i fac și măsurăturile, că am văzut cât se poate de mult să beneficieze de această atenție care se acordă. Deci copilul reacționa. Dar mult înainte, ca să observ toate la prima vedere, da? Deci am experiență din prima mână. Dar legea, deja dinainte, când veneau copiii bolnavi, am învățat că ei sunt bolnavi pentru că ia de undeva unde nu este bine. Aveam o fetiță odată de 3 ani, e un caz foarte simplu, dar ea de un an tușea. Nu avea nimic altceva decât tușea. Și a fost la medici, încoace încolo, au făcut alergie și au radiografiat tot ce au făcut cu ea, săraca. N-avea decât tusă. Și într-o zi cineva și-a adus aminte că mai există și oreliști care poate să se uite în gât, poate stă ceva în gât după un an. Și așa a venit la mine, m-am uitat în gât, credeți că am găsit ceva în gât? Nu. Nici nu ar fi trebuit să mă uit. Dar unde este problema tusei copilului? Nu fumau părinții. Era bine. Părinții nu erau fumători, erau părinți care, eu, pentru că știu legea, pentru că știu că duhul copilului trebuie să ia întâi, eu trebuie să mă duc să văd de unde ia. Pentru că de acolo de unde ia, nu îi se satisface nevoia lui. Că el și-o satisface, dar dacă bei sau mănânci iarbă, satisface nevoia trupului? Satisface? Nu. Deci, când Duhul ia ceva și nu îi se satisface nevoia sa, el nu e fericit și dă mai departe în trupul său exact ceea ce ia. Și părinții mi-au povestit povestea, s-au mutat acum un an într-o locuință nouă și în acea locuință nouă mama nu îi plăcea de acea locuință. Și mama plângea fiecare dată când amintea acea locuință. Și copilul, ce credeți? Când mama lua în brațe și îl drăgălășea, ce lua? În tristețe sau bucurie? Tristețe. Este în duhul omului o nevoie de tristețe? Nu există nevoia tristeții. Și astfel copilul mănâncă tristețe și iese tusea. Și după tuse putem vedea că copilul nu mănâncă ceea ce trebuie. Și dacă mama s-ar schimba, ce s-ar întâmpla cu tusea? Dacă ea n-ar mai fi în conflict cu tata, știți de ce mama e în conflict cu tata? Cum sunt bărbații? Sunt ei foarte înțelegători cu femeile lor?
Dacă locuința este bună, ieftină, funcțională, o schimbăm? Săraca femeiușcă poate să zică ce vrea. Pentru că bărbatul zice totul e bine. Dar știți, o nevoie a femeii este să aibă tot felul de lucruri prin casă. Și casa să fie ca un cuib, trebuie să fie cald. Bărbatul poate să stea în trei pereți, el n-are nicio treabă. Dar la mine n-ar fi nimic pe perete, dar femeia nu-i făcută așa. Ei trebuie un cuib, ei trebuie niște, nu? Lucruri nenecesare în ochii bărbatului. Dar pentru ea sunt foarte importante. Dar bărbatul nu e obișnuit să se gândească la ea, că el se gândește numai la sine, ca să nu cheltuiască prea mult. Și atunci ea este în conflict cu el, el nu înțelege și în casă copilul ce mănâncă? Mănâncă amărăciune și nemulțumire și conflict. Și n-are decât să tușească, dar putea să-i curgă și nasul, putea să aibă și diarie, putea să aibă orice. Pentru că toate ar veni din aceeași cauză. Am avut un caz în care o mamă a venit cu cei doi băieți ai ei, unul avea 8, celălalt avea 6 ani și băiatul de 8 ani, de la vârsta de 10 luni a început să se rănească, să dea cu capul de beton când se enerva. Și ori de câte ori era într-o situație, el se ducea, se ascundea și își făcea ceva rău. Și la 7 ani a zis că se omoară. Și normal că când a zis el asta, s-a dus la doctor, la psihiatru și acum la 8 ani, zice el la școală, nu ascultă de nimeni, nimeni nu poate să-l stăpânească, n-are nimeni control asupra lui. Și atunci, după lege, unde e problema? Este în străfundul inimii mamei. Mama are un necaz puternic. E ușor să explic mamei acest lucru? Credeți că e o meserie faină? Mamele nu prea mă iubesc. Nu pentru că eu nu iubesc pe ele, dar pentru că aș vrea să le explic taina vieții. Și am vorbit așa un pic cu mama aceea, și mama aceea mi-a spus așa, mi-a spus două propoziții. A zis, când ziua a trecut, eu mă bucur că a trecut. Dar bucuria mea îmi trece imediat când îmi dau seama că mâine începe din nou. Mamă fericită sau nefericită? Mamă profund nefericită. Ea zice, eu nu vorbesc nimic despre problemele mele, zic, nu trebuie să vorbiți nimica, copilul vă știe de dinăuntru. N-aveți nicio șansă să ascundeți față de un copil ca mamă niciodată nimic. El vă cunoaște după mers, după voce, după atitudinea feței, copilul știe imediat, e soare sau e nor. Pentru soare e făcut, pentru nor nu este făcut. De aceea, copilul se îmbolnăvește datorită că el ia. Nu ceea ce îi se dă, pentru că mamele acestea își iubesc copiii, își iau timp pentru ei, îi iau în brațe, le fac toate acele lucruri, însă ele în interiorul lor sunt absolut nefericite. Și unul dintre cazurile clare în care putem vedea că un copil ia, a fost anul trecut când am întâlnit o colegă medic căruia fetița ei de 12 ani a murit de leucemie. Și a făcut leucemie cam la vârsta de 8 ani. Și a făcut această leucemie exact un an jumate după ce părinții s-au despărțit. Și pentru că tata a vrut să aibă și el drept asupra copilului, a zis, o săptămână copilul la mine, o săptămână copilul la tine. Și după un an jumate, copilul a avut cancer.
trece prin toată istoria de terapie, chimioterapie, schimbare de măduvă, toate acelea le trece prin. Și în timpul acesta, la spital, că este mult la spital în timpul acesta, la patul lui o margine are tata, o margine are mama. Dar n-are nevoie unul dintre ei să treacă pe partea celălalt sau pe partea cealaltă. Dar copilul are pe ambii părinți lângă el. Și după vreo 2 ani, după ce este terapat și este în remisie, nu mai are niciun cancer, copilul într-o bună zi zice mamei: mamă, aș putea să fac și cancer artificial? Mama zice: cum? De ce să faci cancer artificial? Zic: păi dacă aș avea cancer artificial, aș putea să vă am pe amândoi lângă mine. Și pe tata, și pe mama. Și după nu mult timp, copilul face cancer real, din nou aceeași procedură, numai câteva săptămâni înainte. Mama își dă seama ce îl înrocește pe copil. Și încearcă să se împace cu tata, să fie măcar prieteni. Dar lucrul este prea târziu. Copilul moare la vârsta de 12 ani pentru că a luat de unde? De la sine? Nu. Pe el a omorât conflictul dintre mama și tata. Să știți, anorexia, bulimia, bolile copiilor se fac datorită că copilul trăiește într-un mediu necorespunzător. Dar ambii îl iubesc. Tata ăla își dădea viața pentru copilul, mama își dădea viața pentru copilul, dar n-au înțeles că nevoia copilului este că el ia din inimă și el trebuie să știe că mama își iubește pe tata. Cea mai mare nevoie a copilului este să știe că mama iubește pe tata. Atunci în copil e liniște și pace. Și dacă acolo nu se poate produce acest lucru, copilul va rămâne, nu că mama îl handicapează, el se handicapează singur. N-are încotro. Eu sunt un exemplu. În viața mea, din mică copilărie, eu am avut boli multe. La 2 luni a spus mama că era să mor de pneumonie. Din foarte mic pruncie am început să am un tic nervos, să mă hint în pat. Și când am ajuns un pic mai mare, să-mi pun mânuța în spate, să am viteză mai multă, făceam, da, până la 14-15 ani. Înainte să pot să adormim, mă hintam. Mă aruncam încoace și încolo. Am făcut pipi în pat, noaptea, până la vârsta de 8 ani. N-am putut să vorbesc bine, nu mi-a venit, nu puteam să vorbesc râul. Și bunica mea era logopedul primul pe care mi-a tot zis cuvinte cu râ, până când râul mi-a ieșit. Da? Apoi, o săptămână după ce mama și tata s-au despărțit, eu am făcut hepatita B, o săptămână. Am avut hernie inguinală. Fratele meu, ăla mai mic, avea ambele părți, dar nu știu, pe el nu l-a operat, dar pe mine m-a dus în Sibiu, mai pot să-mi aduc aminte, a fost prima mea operație care pe vremea aceea te punea pe masă acolo de operație, înainte îți dădea anestezia în spate și erai treaz, ca copil de cât aveam, poate 6 ani, și m-a pus acolo și mi-aduc aminte că înainte ca să pună chestia aia verde peste mine unde ei operau, doctorul a luat bisturiu și mi-a tăiat, am văzut,
Și când am fost la școală, primul clasă, mi-am făcut mare tablou, operația și eu pe operație. Și ceea ce era cel mai mare, cred că pe desenul ăla, era rana aia care era acolo. Dar mi-aduc încă acum aminte. Și când m-au scos acolo din operație, parcă m-au băgat într-un când m-au pus pe targa aia, era frig, ziceam că mor de frig. Și m-au pus acolo a doua zi, mi-au pus mâncarea pe nu pe noptieră, pe masă. Și zic, nu poți să ieși din pat, zic, trebuie să ieși, treci acolo și mănâncă, nu primești nimic. M-am târât la masă să mănânc. Pentru că așa erau metodele pe vremea aceea. Mai știu dacă mai sunt și astăzi. Oricum, am făcut henie înghiuneală, am făcut hepatita B, am stat 3 săptămâni în închisoare la spital. Groaznic. Eu care iubesc libertatea, mă uitam afară pe geam și zic, oamenii ăia sunt libertate. Tu ești încuiat aici în salon cu 6-8 copii cât eram, toți cu hepatita B. Și acolo am pierdut, că m-am supărat că Pipi a mers prin saltea și era sub masă, sub pat. Și ce rușine! Dar de când am plecat de acolo, n-am mai făcut. Dar după hepatita B, am devenit un copil hiperactiv. De la vârsta de 8 până la 14 ani, nimeni nu putea să facă nimic cu mine. Eu mergeam la școală dimineața și venim seara târziu acasă. Maică-mea, unde ai fost? Ce ai făcut? Eu făceam tot ce îmi tăia capul. Aveam un prieten a cărui mamă plecase în Germania, era și el singur și eu singur, săraca mama mea lucra în 3 schimburi, bunica n-aveam respect că săraca ce să facă cu noi și eu eram băiatul care mâncam fiecare seară bătaie. Doar atunci când mama era de noapte, veneam după 10. Că atunci știam că era deja la servici. Dacă era de după masă, veneam așa încât să fiu deja în pat când vine mama, că bunica nu ne putea băta. Dar o ațăța pe mama, zice, trebuie să-l bați pe ăsta, zice, uite ce face. Și așa eu ziceam cu toții că ei mă urăsc. Da? Era o luptă continuă. Am fost hiperactiv până când prietenul meu a plecat în Germania. Când prietenul meu a plecat în Germania, eu am devenit ca un miel. Dar au început dinții să-mi cadă. Premolarii, molarii, toți s-au infectat și în stânga și în dreapta și sus și jos și stăteam în brațele bunicii mele și ea plângea de milă pentru că aveam aceste dureri teribile. Mi-au pus toate blombele de amalgam și toate alea ce erau pe vremea aceea în România. Am tras o chinuială cu dinții. După ce dinții s-au oprit, am primit migrenă. Și căutam togalul lui bunica mea să-mi fac ceva, să-mi treacă durerea de cap. Știu că era iarnă și nu știam ce să facem cu capul meu. Și bunica mea, care era jumate medic, știa că varza, dacă o faci un pic așa și o legi pe frunte, îți ia durerea. No. Eram cu varza în cap și tot nu-mi lua durerea. Dar oricum mergeam cu ea, că ceva trebuia să faci. Și eram săracul cu durerile. Să nu zic că tot timpul ăsta aveam amigdalită. Da? Amigdalele pline cu puroi. Și așa am făcut și la vârsta de 28 de ani până atunci. Și când am făcut odată puroi, chiar când eram la facultate la medicină, am zis, acum îi scot. Și până la urmă mi-am scos amigdalele, dar după ce am scos amigdalele, am primit atacuri de panică. Și nu mai puteam să mă duc nici la spital pentru că mi-era frică că toate bolile o să ia de mine. Și așa s-a repetat, după aceea a venit mai târziu stomacul și spatele și ceafa și tot ce se poate aduna în timp. De ce? Pentru că luam de undeva unde nu era duhul satisfăcut. Și mama mea a fost o mamă foarte bună. Ea
mi-aduc aminte că nu mă bătea, că vroia să mă bată, că mai stătea și bunica după ea, dar era, mă bătea cu milă. Zice, mă, ce să mai fac cu tine? Și mi-aduc aminte că odată nu m-a bătut, dar a plâns ea și a zis, nu mai știu ce să mă fac. Și am zis, da, ok, mama, am să fiu cu minte, am să mă supun, pentru că nu puteam să suport ca cineva să plângă. Și am mai ales mama să plângă. Atunci am stat 3 zile cu minte și după aia am luat-o iarăși. Pentru că n-ai cum să stai din... Mama era necăjită, lucra în 3 schimburi, da? Cu 4 copii. Dar eu am al doilea născut. Toți aveau ceva, dar eu eram cel mai sensibil, eu aveam cele mai multe boli, pentru că eu trăiam din mamă. Când părinții s-au despărțit și trebuia să mutăm bivolița dintr-un sat în altul, au 30 de kilometri între Țigmandru și Lasla și trebuie să mergi peste dealuri, fratele meu mai mare, cu 10 ani, nu s-a chinuit să zică, mamă, vin și eu cu tine. Eu am zis, mamă, nu te las singur. Aveam 8 ani. Și am zis, eu mă duc cu tine. Am luat bivolița și eu eram cât un pitic numai, că acum am crescut un pic la... Și fugeam așa pe lângă bivolița aia și zic, mamă, nu mai pot. Zice, mamă, hai că te pun sus pe bivoliță. Dar eram fricos din naștere. Zic, nu pot să stau pe bivoliță, cad jos, mi se întâmplă ceva. Dar am stat cu mama. Dar după 3 zile, după aceea, am avut hepatita B. Deci, eu luam, mama mea mă iubea, mama mea este o mamă foarte bună, își dă și viața pentru mine, dar nu este ceea ce ea mi-a dat, ceea ce m-a făcut pe mine bolnav, ci este ceea ce eu am luat din ea. Și ea nu putea să știe mai mult, să facă decât atât. Sunt mamele astăzi educate să știe care este rolul lor, că cineva suge din ei, inconștient, că cineva ia tot timpul și orientarea lor e continuă după ei? Nu știu mamele acest lucru. Dar să știți, nu poate să vină un copil la mine în cabinet și să nu observe același lucru. Da? A venit o doamnă nu de mult tânără, 29 de ani, cu 2 băieți, 2 copii. Unul avea 2 ani și a venit numai cu cel mare, cu 4 ani. Mai știu, era băiat sau fată. Oricum, de un an de zile, amândoi erau bolnavi. Asta cu care a venit era mai bolnav, dar și el, amicul, de 2 ani, era bolnav. Și zic, ok, zic, hai să vedem care este problema, de ce bolile acestea sunt cronice la un copil de un an, de 2 ani deja, de un an să tot curgă nasul, zice, verde și albastru și ce curge. Și ăsta la altul avea ticuri nervoase, săracul. Și am zis, ce facem? Și atunci i-am spus așa, i-am zis, ce are pe inimă? Și acum un an, din cauza că soțul ei e bolnav, ei sunt tineri, dar soțul are o boală că nu știe nimeni ce să înceapă cu el și se simte obosit și nu poate să meargă la lucru. Și așa ei s-au hotărât că dacă el oricum e bolnav, să stea acasă cu copiii și el să meargă la lucru. Acum, știți, copilul nu știe pe tata cum o știe pe mama. Să știți că nu degeaba. Relațiile cu mama sunt cele mai importante relații. Pentru că nu a crescut copilul în burta tatălui. Nu știe pe tată în subconștientul lui. Numai prin conștient o știe pe tata. Pe mama o știe subconștient. Reacționează la mamă fără să știe. Pentru că ia din ea. Și am zis, ei au făcut schimbul. Am mai văzut câteva familii care au făcut aceste schimburi. E o catastrofă ce se întâmplă cu copiii. Nu merge. Tata nu-i făcut să fie mamă. În natură nicăieri nu se întâmplă așa ceva. Un urs, o ursoaică, nu-și lasă puii aia până când nu sunt maturi și știe să plece. Copilul de elefant stă 13 ani în familie și se ocupă toți de el. Dar omul adult îl bagă la creșă. E o nenorocire. Nu știm ce secerăm. Nu știm ce vom secera.
când sădim aceste lucruri. Habar n-avem. Pentru că ignorăm că copilul are nevoie să ia. Pe tata nu-l cunoaște, n-are cum subconștient să ia. E, mama nu e acolo. El e într-un continuu conflict pentru viața lui. Am văzut copii când mama a mers la lucru, avea doi copii, au început unul să vomite. Până s-a deshidratat, mama trebuie să meargă să se interneze la spital. A stat o săptămână la spital, copilul n-a vomat. Vine acasă, mama zice la lucru, zic slavă Domnului. Natura e mai înțeleaptă. Și această mamă, nu numai că tata a preluat acasă copiii, dar am zis ceva mai trebuie să fie pe inima ei. Ea e din străinătate, în Germania, și de 13 ani nu și-a văzut părinții. Pentru că n-are bani să meargă să-i vadă. O femeie cu un bărbat bolnav, care nu se găsește cauza bolii sale sau un leac pentru boala sa, e fericită sau nefericită? Nu? Nu e fericită. Ea zice, dar ce, am luat acum un bărbat și uite că este... Da, orice femeie are acest instinct în ea ca să ajute, să îngrijească, dar nu este nevoia femeii ca ea să-l îngrijească pe bărbat? Ea vrea să aibă un bărbat care să meargă el, să țină familia și ea să stea în el. Copiii aceștia exprimau ceea ce este în interiorul mamei lor. Nu pentru că mamele vor ceva rău. Nu sunt lucruri rele care mamele le fac. E doar că nu știu cum să relaționeze cu problemele care le au. Dacă unei mame îi moare mama când copilul ei e mic, copilul acela are probleme. Dacă o mamă are un copil și ea este în ceartă cu soacra ei și mai stă în aceeași locuință sau curte, copilul acela devine bolnav, n-are încotro. El devine conflictual, devine toate acestea pentru că ia de undeva unde nu îi se satisface nevoia și când el reacționează cum reacționează, toți ar trebui să zică, o plantă n-are apă, hai ca să facem așa încât copilul să aibă ce să ia bun. Eu promit la mame, în momentul când ei au puterea aceea, când ei sunt schimbate în inima lor, când ei schimbă macazul, așa încât să ia de unde trebuie, copiii automat se schimbă. Să știți, eu am crescut acești 6 copii, cei 2 mici, la un moment dat s-au întors la mama și au stat 3 ani la mama. După aceea au venit înapoi că mama s-a despărțit și de al doilea soț. Și mama s-a dus să facă nu știu ce terapie. Și acolo din terapia aceea, psihoterapie, după 10 săptămâni, vine înapoi și e atee. Băiatul care s-a înscris la botez pe 3-4 noiembrie în acel an, la sfârșitul lui decembrie zice că e ateu. Fata care este la școala misionară undeva în misiune în Bolivia și se întoarce pentru vacanța de iarnă, de Crăciun acasă, după 5 zile în contact cu mama ei, la vârsta de 17 ani, 16 ani, nu mai poate să roage. De unde ea? De unde se întâmplă aceste lucruri? S-a întâmplat în casa mea, eu m-am îmbolnăvit, am avut primit sinusită. Pentru că am zis, nu se poate. Aici, în casa mea, în fața mea, să văd cum copilul se norocește. Pentru că copilul lua din mama lui. Nu conștient. Pentru că dacă întreb pe un copil de 16 ani, tu ești dependent de mamă? Ce zice? Majoritatea ar zice, nu, dar ce? Am eu cu mama. E viața mea. Am avut așa un copil de 15 ani care a avut tot așa o boală
i-a scăzut auzul de ureche pe partea stângă în iunie sau noiembrie anul trecut, nu știu când a fost, și după aceea i s-a refăcut, a venit din nou în iunie, a stat o lună, i-a s-a revenit și după aceea iar a căzut și de atunci nu s-a mai revenit auzul. A fost aproape la jumate pe urechea stângă dus. Cu 2 ani înainte a avut o leziune, deodată i s-a paralizat nervul peroneus, așa se numește, aici de la picior și nu mai putea să țină bine piciorul. 6 săptămâni de zile, nimeni n-a știut de ce, au găsit că nervul e paralizat, dar de unde să fie paralizat? Au pus copilul ăla pe toate MRT-urile și CT-urile și nu i-au găsit nimic. Și după 6 luni, după 6 săptămâni, a trecut, dar era în aceeași perioadă, 2 ani înainte, când i-a venit scăderea de auz. Pe aceeași parte a creierului, pe partea stângă. Și acum copilul ăsta, de ce se îmbolnăvește? Că vrea? Că-i 15 ani, 16 ani, 15 ani. Și am vorbit cu mama ei și normal că am invitat-o pe mama ei să vină. Dacă copilul nu lua de la mama lui, el era sănătos. Sau dacă mama era nenecăjită, copilul n-ar fi luat acele lucruri care să-i facă lui boală. Credeți că copilul face intenționat acest lucru? Niciodată nu se poate. Pentru că legea e clar. Duhul omului, înainte ca să poată să dea, el trebuie să ia. Și dacă sursa de unde ia nu este potrivită lui, la orice vârstă el știe, Duhul știe ce are nevoie. Subconștient știe. Și o mamă necăjită nu este nevoia noastră. Nevoia noastră este bucuria, nevoia noastră este pacea, este liniștea, nu? Astea sunt nevoile Duhului. A venit odată un bărbat cu un copil de 1 an și a zis, copilul are febră. Și am zis, ok, mă uit, îl consult, n-avea nimic ca să aibă febră, nici măcar o infecție. Am zis, trebuie să-i dați ceva, să bea mai mult ca să nu fie deshidratat. Și zice el, nu vrem să-l forțăm, că își aduce aminte că l-am forțat să bea. Dar cu 3 săptămâni înainte avea aceeași febră și s-a dus la urgențe și i-au făcut o perfuzie. Ai forță? Da? Sigur. Și cu durere. Dar știți de ce nu bea copilul? Deja dacă un tată vine la medicul copilului, ceva e suspect. Unde-i mama? Să știți că nu-l puteți păcăli pe copil. Nevoile sale sunt așa de fixate cum sunt fixate la fiecare. Și mama, să știți, nu exagerez, joacă cel mai important rol în viața oricărui om. Și ea va trebui înlocuită, va trebui pusă acolo unde trebuie să o punem când suntem adulți. Dar să știți că nu degeaba psihologii au văzut și au observat că problemele din familie sunt problemele care distrug viața. Și avem o scriitoare numită Ellen White care zice aproape toate bolile vin din familie și vin din relațiile din familie. Și așa este, așa am constatat. Pentru că toți luăm, dar nu ne dăm seama că luăm. Știți că și adulții iau înainte ca să poată să dea? De aceea v-am spus ieri, eu pot să-i dovedesc unui ateu că el ia de undeva nevoia sa, dar nu este satisfăcătoare pentru Duhul său și de aia este el bolnav. Dar el nu vede că ia. Să știți, datorită ideii noastre cu care ne naștem, că nu este una care o vrem să o avem, ci este o idee pur și simplu, e o eroare înăscută în noi, datorită erorii că noi doar dăm înainte să luăm. Noi nu vedem procesul că de fapt întâi luăm și după aia dăm.
De aceea noi nu suntem conștienți că toți avem o sursă de care suntem legați. De-abia când suntem în criză, se vede de cine sunt legat. Criza îmi descoperă sursa de viață. Și dacă mama îți moare, atunci se vede dacă tu trăiești din mamă sau nu. Câți oameni sunt acolo care zic, nu știu ce să fac dacă moare mama? Dar de ce moartea mamei este așa o tragedie? Pentru că ea este sursă de a lua. Duhul nu are în control, să știți, el trebuie să ia și va dispera când nu mai are de unde să ia. Dar el nu-și dă seama că are orbirea aceasta peste el, zice, aha, crede că plânge pentru mama. Când de fapt plânge pentru sine. Zicem că este dragoste și milă, dar de fapt e milă de sine. Și nu ne dăm seama. Deci, cel mai mare lucru care trebuie să-l realizăm astăzi și care trebuie să-l vedem în mod practic, trebuie fiecare să știm de unde luăm. Pentru că de acolo de unde luăm, aceea dăm. Dacă sursa de unde eu mă hrănesc, pe plan spiritual, e una care să-mi satisfacă nevoia Duhului, n-am nicio treabă cu datul și boala nu există. Cea cronică, cea care vine din gândire. Dar pentru că eu nu-mi dau seama de unde iau. O să dau o simplă experiență care închei. În zilele acestea, chiar înainte să vin, nu știu, am povestit-o deja sau nu, dar nu contează, a venit un pacient. Întâi am observat că în sala de așteptare ceva miroase urât. Și când am chemat pacientul înăuntru, zic, miroase. Da? Am luat un, doi, trei și tot mai miroase în sală. Zic, cine o mirosi așa? Și până la urmă vine omul acesta, e 55 de ani, și când se pune acolo și îmi zice care cu urechea și stau lângă el, zic, ăsta e miroase. Și eu aveam impresia că eu miros de grajd, dar de asta de cal. Am zis, omul ăsta vine din grajd. Și știți că grajdul miroase. Și noroc am gândit că este de grajd, pentru că după aceea m-am dus afară și am zis lui ajutoarea mea, zic, omul ăsta tare mirosea grajd. A zice, nu era grajd, era pișu. Era urină. Urina, că era și dulce și... Ok. Omul stă acolo la mine pe scaun și are o ureche care e bolnavă, adică are o infecție cronică în ea și face un fel de puroi care se întărește cu ceara aceea și i s-a înfundat de tot și acum nu puteam nici să-i o spăl, pentru că știam că dacă i-o spăl, dar după ce vedeam, aveam intuiția că în spate trebuie să fie o infecție, de aceea n-am spălat. Dar era așa de puternică dopul ăla, că era greu să-l și-l prind, dar omul, în momentul când eu vreau să-l prind cu câligul, se dădea la o parte. Și acum dacă un copil se dă la o parte, îl ține tata tare. Sau mama. Și am stat eu cât am stat să mă chinui acolo sub microscop și să... Și am zis, vă rog, sunteți adulți. Dar așa doare. Zic, doare cât o durie, dar stați cu mine să o scoți, că n-avem în control. Și trebuie să vă spun că eu nu cred că niciodată, în 11 ani jumate, m-am supărat pe pacient vreodată, cum am supărat în această... Stresul de astăzi, informațiile, ceea ce merge prin televizor și ceea ce oamenii mănâncă de acolo, îi distruge și ei nu știu. Psihiatriile sunt pline de copii, avem psihiatrie de copii, la 8 ani trebuie să internăm la psihiatrie. De unde vin aceste lucruri? N-au fost niciodată așa ceva pe pământul acesta. Pentru că pur și simplu neglijăm o lege simplă.
Nu știm rolul mamei, nu știm rolul lui tata, nu știm că ele sunt roluri distincte și fiecare trebuie să-și împlinească rolul lui. Pentru că legea nu se va schimba niciodată. Viața nu va merge după treaba, după gândurile noastre. Noi putem face ce vrem, da, suntem liberi, vom vedem că legea ne lasă libertate. Însă rezultatul neglijerii, ceea ce trebuie să fie făcut, nu este acolo, ca să nu cunoaștem. De aceea mi este pe inimă ca să înțelegem că legea vieții este spre binele nostru. Nimeni nu poate să o schimbe. Și de acolo de unde iei, acolo dai. De aceea, pentru că copilul preia din părinți, el face acele boli din, din mică copilărie, că face neurodermită, că face alergiile, că face țeliachie, gluten, intoleranță la gluten, sau ce-o fi acolo care se întâmplă, tot ce este autoimun, că e diabet, vine pentru că Duhul nostru e nesatisfăcut și dă trupului un impuls greșit. De aceea, ceea ce trebuie vindecat astăzi este inima omului. Inima lui, aici e macazul, aici este hotărârea. Și când Duhul omului ia de unde trebuie și el poate să dea mai departe de unde ia, el va putea să fie liber și va putea să dea trupului exact pentru ceea ce a fost făcut trupul și să fie sănătos. Deci nu suntem răspunzători, adică nu suntem vinovați, să nu înțelegem câteodată mamele să nu intre în mustrările de conștiință, pentru că nu asta este scopul, să cunoaște. Că mustrările de conștiință sunt tot nenorocite și ne distrug, pentru că vin tot dintr-o eroare. Noi trebuie să cunoaștem legea. Atâta timp când noi facem lucruri care nu le știm și le facem greșit, nu suntem răspunzători morali. Numai când le știm și continuăm să le facem, noi devenim vinovați. Da? Deci putem să facem toate relele lumii, dar n-am știut că sunt rele. Ele nu ni se socotesc ca rele. Dar trupul nostru tot va avea daunele acelea, chiar din necunoștință de cauză. Dacă bei un pahar cu o travă, conștient sau inconștient, o travă aia ia seama că tu ai băut conștient sau inconștient? Nu. Dar unul, când îl bea conștient, are o moralitate, care îl bea inconștient, n-are moralitate, n-are nicio vină. De aceea vina, nu vorbim de vină, vorbim de funcții. Nu vrem să ne apase inima, ci vrem să scoatem din funcția cea, că acum dacă înțelegem lucrurile, vrem să schimbăm ceva în viața noastră și să devenim liberi și să luăm de acolo, de unde am fost făcuți să luăm și să putem fi în stare, dacă o luăm de unde trebuie, ceea ce dăm va fi în ordine. De aceea, răspunderea părinților este mare. Nu neapărat ceea ce dă copilului, ci ceea ce ei trăiesc în interiorul lor. De aceea, mama și tata trebuie să se iubească. Trebuie să elimine orice neînțelegere. Și ei vor elimina orice neînțelegere dacă fiecare nu mai mănâncă din unul în altul. Și nu mai vor să domine. Am văzut, o să mai vedem dominarea unde duce. Că nu mai vrem să domnim, că nu mai vrem să ne impunem voința. Chiar dacă avem dreptate, impunerea e boală. Nu e sănătate, pentru că nu vine din dragostea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și predau astăzi. Și noi vă mulțumim. Am avut o săptămână plină, cu multe gânduri, multe idei. Avem multe lucruri la care să ne gândim, nu este așa? Așa că e binevenită o pauză de o zi să medităm la tot ce am învățat în săptămâna aceasta. Mâine, seară, nu ne vom întâlni așadar. Următoarea întâlnire va fi vineri la orele 19. Și dacă
tot am primit săptămâna aceasta, e bine să dăm și noi mai departe gândurile pe care le-am auzit, informațiile primite și să beneficieze și alții. Așa că vineri chemați și pe alții. Mai sunt două seri și e păcat să piardă toate aceste lucruri. Vă mulțumim, o seară bună tuturor!